Ce faceți? Qu'est-ce que tu fais? Eu vă spun sincer, am crezut că o să mă odihnesc și eu un pic, că am și eu niște treburi și alea sub osătă. Da, nu pot. Nu pot să stai pe loc când auzi asemenea tâmpenii. N-ai cum, n-ai cum, știi. Mai bine mi-au din orele mele de somn, care și alea-s vai și amare. Și o să fac video-ul ăsta, știți? Sper să-l țin foarte scurt. Că și un copil, dacă s-ar uita la video-ul ăsta, și-ar da seama câte aberații pot să spună pastorul ăsta. Nu știu, din câte am înțeles, numai e pentecostal, o fi fost, numai ei. Nici nu prea contează acum, că indiferent de ce confesiune ar fi, tot e aberant ce spune. Adică că e pastor baptist, că e pentecostal, că e de nu știu care, că e de al musulmani. Mă, oricine ar spune așa ceva ce a spus omul ăsta aici, intră în categoria absurdități retardate. Pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu. Deci n-ai cum. Acum, înainte să-i dau play la pastorul Tonică Berbecuț, Tonică Sifonică, vă întreb așa, poate vi se pare că e o întrebare proastă, dar vă întreb, nu mă știi? Conduc o mașină. Dacă eu aflu o metodă prin care mașina mea s-ar putea conduce, în loc de combustibil, știi, să pun apă. Deci pur și simplu iau apă de la robinet și funcționează, știi? Adică pot să o conduc doar pe bază de apă. Apa necostându-mă nimic. Zero bani. Da? Nu, acum spuneți-mi voi mie. Dacă eu vin în fața voastră și vă spun, eu un om, mare inventator de minciuni, am găsit o soluție alternativă, știi? Pentru șoferii creștini, Domnul face minuni. În loc de benzină sau motorină sau curent sau mai știu eu ce vă băgați voi pe acolo mașină, puteți să introduceți apă și Domnul să lucre și mașina merge pe gratis. Ar trebui ca voi să vedeți chestia asta, nu? Adică eu să vă demonstrez că e tocmai așa, nu? Sau cel puțin eu, ca și șoferiță, n-aș mai avea ce să caut într-un peco și să mă alimentez mașina cu diesel sau petrol. Nu? Că ar fi de tăsircu sau adică, mă, omule, păi, dacă eu strâng în gura mare că mașina mea merge pe apă, ce caut eu în peco să-mi pun benzină sau motorină la mașina mea? Vă întrebați, mai avea încredere în mine? Adică m-ați crede așa ceva? Și dacă m-ați crede și aș vedea că fac contrariu, ați mai crede pe urmă? Cu siguranță mulți dintre creștini ați auzit de evenimentul la care a avut loc pe arenă cu berbecuțul ăsta de sifonică, care au prostit multă lume să se adune pe acolo și la un moment dat și că el a împărțit batiste. Batiste cu un lemn pentru vindecare și bla bla bla. Acum o să dau play la o secvență dintr-un program prezentat de el și programul respectiv făcea foarte mult referire la activitatea respectivă de pe stadion, unde el s-a dus și au avut niște invitați și au dat batiste ca oamenii să se vindece. Ce să mai zic? Mare vindecă, nu mai știu, pătăși bastoane. Și vă rog frumos să ascultați câteva secunde și pe urmă o să mă duc să dau de la început video respectiv pentru 4 minute ca să ascultați un pic cum se contrazice și pe urmă să comentez eu un pic și să închid video, că deja acum ăsta nu. Fui, ascultați aici ce spune pastorul ăsta. Să te ferească Maica Dumnezeului, Doamne, Maica Grațiela. Ascultați, vă rog frumos. Uitați-vă dacă e volumul cum trebuie, așa, bă. Nu așa vrea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să vindece cu batiste, vindecă cu batiste. Dacă Dumnezeu vrea să vindece cu, zice, mai mult decât batiste, cu șorțuri, adică știți ce e la un șorț? Cine știe ce e la un șorț? Protecția pe care o avea Pavel când făcea corturi. Și-a dat șorțul de la gât
Și plimbau ăia șorțul peste bolnavi și erau vindecați. Că așa a vrut Dumnezeu, m-auziți? Că așa vrea Dumnezeu. Că vrea Dumnezeu. Cu mâna, cu un deget, cu o batistă, cu scuipat. Poate vorbesc o dată cu precipitații și vindec pe cineva. Oh, aleluia! Oh, aleluia! De ce nu? De ce nu? De ce nu? Iei microfonul ăsta și îl pui vreodată pe gură, zic, ți-a trecut herpesul. De ce nu? Dumnezeu poate. A, frate, cum s-a vindecat? Cu? Că așa a vrut Dumnezeu, că sfinții vindecă. Sfinții vindecă. Nu îmbolnăvesc. Amin, a zis cineva, amin, unul singur. Mai zic o dată, sfinții vindecă, nu îmbolnăvesc, amin? Sfinții... Bun. Imediat o să mă duc să dau de la început. Vai de mine și de mine. Vai de mine, că deja mi-e rău să cașcaval ne spăla de la precipitațiile ăsta. Bă, băiatul. Bă, băiatul. Doamne, să te ferească, Maica Grațiela și părintele Calistra Boxiorul, să te ferească. Mă, eu nu-s creștină, că voi știți destul de bine că s-a tăiat, dar pe eu când aud așa ceva, am impresia că mi s-a convertit creierul în cașcaval sfânt. Doamne, să te ferească, dar să te ferească. Voi ați auzit, nu? Sper că ați auzit. Oricum, o să pun link-ul de la video respectiv, o să-l pun la mine la descriere și vă rog frumos să dați cu degetul pe el sau cu telecomanda, depinde de pe ce vă uitați. Și să ascultați tot programul, dacă vreți, că oricum atâtea aberații are omul ăsta, de zici că e frate cu Pinocchio din Anglia. Deci zici că s-o lua de mână și trăiască prostia la cote maxim. Înainte să critic așa un pic, vezi berbecuțule care ești, că din berbec tins cumva spre văcuță. No. Și vezi tu, e o chestie aici, tu te declar, deci... Te autoproclam tu ca fiind un vindecător suprem universal, vai de mine. Bun. Pe scară mondială, tu ești de o tale din asta internațională, frate, n-are rost. Dar în condițiile astea, tu nu ai voie să apari niciodată în mediul online și să te declar beteag. N-ai cum. Dacă tu ești cel mai mare hocus-pocus paraslănina, tu n-ai cum să spui niciodată că ești beteag. Deci... Peste, văd eu așa că peste un an, doi, au zis că rulment, rulmea și rulbeanță, patent și ciocan, așa vorbește sora Naomi, că te văd peste un an, doi, că ești vită de vânzare prin piață. Eu să nu te aud că ai cu glandă, să nu te aud, că mai nou tăți aveți cu glandă. Vezi că te cam, știi, una la mână, o lăsăm deoparte asta. Păi bă, băiatul. Când zic bă, băiatul, mă refer la tine, că tu nu merezi niciun pic de respect și bă, băiatul e prea mult respect, numai că nu pot să spun direct pe față cum sunt că ești, că mă blochează YouTube, știi? Tu n-ai cum să spui niciodată că cu precipitațiile mele pot să vindec. Sau dacă ia cineva microfonul ăsta, microfonul la care tu ai vorbit, și îl pune la gură să vindecă de herpes. Și că oamenii lui Dumnezeu, sfinții lui Dumnezeu, nu pot să îmbolnăvească. Păi de unde știm noi, în primul rând, că tu ești Sfântul Dumnezeu? De unde? Pe urmă, de unde știm că ai tu darul de vindecare? De unde? Pe urmă, oameni buni, vă rog frumos să căutați pe Google ce vă spun acum. Adică vă dau doar niște indicii. Ține de atitudinea fiecăruia să se ducă să facă research. Dacă vreți, dacă nu, cum doriți voi. Prin precipitații sau salivă, da, putem transmite tot felul de boli. Chiar și bolile care au fost contactate prin relații sexuale. În alte cuvinte, prin salivă poți să transmiți HIV. Tot felul de herpesuri, tot felul de boli care n-are rost, da? Prin salivă. Și apare dinozaurul ăsta și spune că el cu precipitațiile lui poate scuipă pe cineva în alte cuvinte, el vindecă. Eu vă zic atât, feriți-vă, nu numai de el, de oricine. De ce ați dori voi să fiți stropiți sau scuipați de el sau de altcineva? De ce?
Eu vă recomand și cu partenerul de viață pe care îl aveți, oricât încredere aveți în el sau credeți că aveți, vă duceți-vă odată la 6 luni și faceți-vă o serie de analiză. Că știu eu pe mulți care, nu, ca meu nu mă înșală, soțul meu, soția mea, nu, pita lui Dumnezeu. Mai vedem de ce pita lui Dumnezeu când ies analizele. Mai vedem. Că într-un cuplu, să spunem, soția poate să fie fidelă, soțul nu. Tu crezi că ești sănătos, știi? Că mă, eu nu mă duc cu nimeni altcineva, dar cu soțul meu. E suficient ca soțul tău să umble la tot felul de ciuperci și apoi să vină acasă să se facă că te sărută și când te săruți, nu. Mai faci un exchange de euro, de dolar, cu saliva, alea, da? Și îți transmite tot felul de boli. Duceți-vă odată la 6 luni, bine, eu dacă aș fi, mi-aș face odată la, Doamne, și ferește, nu știu, eu cred că nu, eu mai bine nu, du-te, mă, dăm încolo, mă duc și pup croanța. Asta e viața, adică să mă tot obosesc, să fac analize, fac analize, nu mai fac nicio analiză, nu mai trebuie nimic și punct. Punct. Oricum, nu denotă faptul că eu îmi doresc să fiu nemuritoare sau că cred asta, că toți murim, dar n-am chef să mor scârpinându-mă, bacă mțică gingea, bacă plomba și se scumpesc plombile, mă duc și 200 de euro pe o plombă, du-te, mă, deci. Nu. Nu vreau să mor în chinuri din astea. Bine că nu-mi garantează nimeni că o să am o moarte liniștită, dar măcar cât pot mă feresc. N-aveți cum să stați să fiți scuipați de nimeni. Cum o să zic că el dacă vă scuipă, da? Deci dacă el cu precipitație lui atinge pe cineva sau microfonul pe care îl flegmează la maxim, dacă îl pune cineva, vă rog frumos ascultați că el a spus așa, da? Dacă îl pune cineva pe buză și are vreo problemă, el îl vindică cu microfonul. Da, bagă-ți undeva microfonul ăla, mă. Bagă-ți undeva microfonul, știi? Adică mie una cel puțin, și am mai vorbit încă cu câteva persoane, mi se pare și ni se pare că tu meri un pic rău de picioare. Eu nu vreau să te jignesc, că nu-i frumos să râzi de boala nimănui și eu nici nu râd. Doar că am un semn de întrebare împreună cu alții. Dacă tu ai probleme cu picioarele, că mie nu mi se pare că mersul tău e normal. Nu mi se pare. Nici mie, nici altor. Pe cum insinuiești tu că mergi și vindești cu batiste și cu salive și ferească cu ce mai zici tu că vindești? Dar bine mă că nu zici că vindești cu condoms, cu prezervative, dar cu ce mai urmează să zici că vindești tu, mă? Cu tăiței în lapte, cu ce? Păi dacă tu mergi un pic mai clătinat, că tu chiar nu mergi cum trebuie, știi? Bine, îmi pare rău dacă ai probleme medicale. Dar cum poți tu să insinuiești că tu ești marele vindecător și nu te vindești pe tine? De ce nu mi-e drept? Sau nu văd eu bine, mi-s mie ochii? Spune așa-mi. Ca tu să proclami și să declari și să afirm că faci ceva, trebuie să demonstrezi, pe prima dată demonstrezi pe tine. Tu ești ca nutriționiștii ăștia. Știi că, exemplu, să-mi vede acum. Mă, sunt atâta de graș și mă duc eu, știi, săraca de mine, zic, bă, zic, nu vă supărați, domnul sau doamnă, am și eu cu 10 kg în plus, aș vrea cumva, știi, să nu mai fiu supraponderală. Și apoi începe să-mi zică, păi da, că ești grasă, că uită, normal ar trebui să faci așa și când mă uit la ei, mi se zic așa cum, așa ca tine, să ajung, bu. Prima dată fiecare persoană trebuie să servească drept exemplu în privința lucrului pe care îl proclamă că vai de mine, el îl face sau ea o face. Îndreaptă-ți un pic balamalele, știi ce zic? Asta ca asta. E foarte deplorabil ce ai zis tu cu saliva. E ceva, oameni buni. Vă rog eu frumos când aveți timp la o cafea, dar nu că nu o să mai aveți poftă de cafea după aia, nu. Nu știu, când aveți timp, 10 minute, scrieți boli transmisibile prin salivă și să vedeți cât e vi se înșură. Nici nu vi se mai face să vă sărutați cu nimeni. Cu nimeni. Cu atât mai puțin să stați să vă scui pe omul ăsta. Nu știu, e scârbos ce pot să spun. Mai mult de atâta, ca să ajungem un pic la întrebarea mea cu mașina și cu apă. El pare foarte încrezător de la învonul ăla lui, da? Adică el chiar crede, atâta de arogant a fost, încât el chiar crede că poate să vindece cu salivă. Încă și continuat. Dacă cineva ia microfonul ăsta și îl pune la gură să vindecă, probă atâte că mai bine le-o și-l bag în două mese și pe urmă mă duc și opăresc o vacă cu el. Du-te mă, termină de ești cu prostiile astea, ce vorbești? Dacă el crede că are puterea asta și așa din crezător în darul lui de la Dumnezeu, atunci spuneți-mi voi mie, de ce ar mai cheltui bani ca să apelează la o altă metodă de vindecare? Dacă tu deții o metodă free, pe gratis, oameni buni, că saliva e pe gratis, nu? Puh, numai te duci și... Am fost și odată scuipată, ca mă oderai zi la subiect. Nici nu mai știu câți ani am avut oricum, între 13 și 15 ani.
Și așa a zis-o tata meu, Joana, pe care reneg din orice punct de vedere, dializa mi-a făcut să scap de el. M-a pus și că să țin draperia nu știu cât timp până a venit el ca să dea nu știu ce găuri. De eu am ținut mult draperia, mă înțelegeți voi. Cred că vreo 15-20 de minute au fost mult. Și eu am început să o țin la nivel, cum i-a arătat-o el. Numai că la un moment dat mi s-au cumpănit mâinile, știți că nu. Păi când a venit odată și m-a văzut că nu mai eram în poziția aia, după 15-20 de minute în care eu abia mai simțeam mâinile, dacă mă credeți, mă credeți, dacă nu, frate meu știe sigur că nu mint, că a fost acolo și a văzut, te pup, Davidoț. Eu eram sus pe scaun, el era jos. Eu nu știu câtă direcție a putut avea, nu pot să-mi dau seama. Păi când mi-a dat o flegmă de jos până sus, fix în frunte. Urât, o mirosit foarte urât. În fine, asta a fost o paralelă. Nu-i frumos să fii scuipat. Chiar nu-i frumos. Deci vă rog, eu frumos, nu? Ne întoarcem la berbecuțul ăsta. Dacă el deține o soluție pe gratis, adică el chiar crede că saliva lui, precipitațiile lui, dacă precipitațiile sunt compuse din saliva, adică din scuipatul ăla, atunci de ce s-ar mai duce pe arena aia națională? De ce ar mai închiria-o? De ce ar mai cumpăra batiste? O zis că 7.000 de batiste a câte 3 lei bucata, înmulțâți voi și faceți, da, ecuația respectivă, plus alte costuri, o zis că s-au ajuns la o sumă totală de cel puțin 100.000 de euro. O să-i dau play la 4 minute să-l ascultați. Vă rog frumos să aveți răbdare să ascultați. Dar acum spuneți-mi voi mie unde e logica. Nu mai bine s-ar fi dus la un ruc cu broaște pe undeva, să tot bea apă și să cheame oamenii să stai la rând lângă un lac sau lângă o apă, lângă un ocean, lângă o mare, unde nu trebuia să închiriezi nimic, mai mult de atât era de la Dumnezeu, natură. Nu tu impozit, nu tu nimic. Și chemai oamenii să stai la rând și lua și flegmai. Fliu! Păi nu? Dacă el e atât de încrezător că poate vindeca prin salivă. De ce tot el spune că costurile au fost colosale? Și mai mult de atât are o altă predică acum în care cică îi mustră pe oameni că nu s-au dus, că a fost totul pe gratis pentru ei. Și totuși ei nu s-au dus toți. Știi, cumva s-au simțit ofensat că nu a fost stadionul ăla plin pe cât ar fi vrut el sau pe cât a anticipat, habar nu. Adică voi vedeți că omul ăsta se contrazice. Pe lângă că vorbea și bazaconii, deci n-are rost, e mai dezastru decât Pinocchio. Ăsta vine pe locul 2. Că pe primul loc e Bohariu, pe al doilea loc era Pinocchio, nu? Acum e berbecul ăsta, salivantul ăsta de boli, și pe urmă e Pinocchio. Deja am strâng clasamentul pe aici. Păi cum mă să spui tu că ai încredere că poți vindeca prin salivă, dar totuși vii tu în față și ne spui nouă că ai dat 100.000 de euro, că ai cumpărat batiste, că nu știu ce. De ce ai mai fi cumpărat batiste? De ce ai mai fi stricat bani? Voi vă dați seama ce se puteau face, ce lucruri se puteau face cu 100.000 de euro într-o țară ca România, într-o țară unde sărăcia predomină, într-o țară în care nici nu mai poți să ții numărul copiilor care dorm să pun la somn flămânzi, într-o țară în care există atâtea văduve chinuite sau soții maltratate sau chiar și soți în situații critice, le-au murit soțiile și situația așa cum e și puteau fi ajutați pe 100.000 de euro să pot face lucruri. Și el mere cu batistile lui, cu pampersurile alea, să face că au zis că au mai turnat ulei de foarea soarelui de pe la supermarket. Și că el e binecuvântat și o mai chiriat și area națională și în total s-a strâns o sumă de 100.000 de euro. Păi de ce mai cheltui bani? Dacă tu poți să-i duci numai să bei și să scuipi, să bei și să scuipi. Haide să-l ascultați ce spune. Nu numai că vorbește prostii, să contrazice de la milimetru la milimetru. Ascultați-l, vă rog frumos. Vreo 4 minute, el să meargă atâta ca să înțelegeți un pic nuanță, da? Ascultați aici. M-a motivat foarte, foarte, foarte mult ce s-a întâmplat pe Național Arena, pe stadion, faptul că am dat acele ungeri pe batiste, 7.000 de batiste, care n-au costat puțin. Mulțumim sponsorilor care au donat batistele, sunt din Biserica Profides, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ne aud, acum puteți să-i încurajați.
5.000 de batiste nu sunt chiar ieftine, credeți-mă, da? Puneți 3 lei batista și o să vedeți cât vă dă. 5.000 ori 3 lei, cât îți dă? 15.000 de lei, cât înseamnă? 3.000 de euro, zicea, niște batiste. Nu, batistele alea n-au fost tocmai ieftine, dar îi mulțumim Domnului pentru dragostea lui că în total am avut undeva, cred că la vreo 7.000 de batiste și eu m-am tot stresat tot timpul ce să fac, ce să fac și cum să fac, pentru că îmi doream foarte mult ca oamenii care ajung pe stadion, mai ales că foarte mulți au venit special ca să fie atinși pentru bolile lor, pentru suferințele lor, pentru neputințele lor, să fie atinși de Dumnezeu. Așa cum obișnuia odinioară, de exemplu, să se ducă la Sfânta Parascheva, da, sunt mulți care înainte să vină la Biserica Profides, mergeau la Sfânta Parascheva, la Sfântul Dumitru, mergeau la tot felul de moaște, mergeau la tot felul de locuri din acestea unde, vedeți, nu apelau întru totul și întru totul la credința în Hristos, ci aveau impresia că au nevoie de acești intermediari. Și nouă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că tot ce cerem să cerem în numele Domnului Iisus Hristos. Și am stat și m-am gândit, n-a fost nici o putere de a închiria și stadionul, terenul, pentru că terenul de pe Național Arena este undeva la 450.000 de euro. Cu siguranță la câți eram acolo, 20.000 de oameni, dacă tropăiam toți odată pe el, pa gazon. E un gazon semi-artificial, fire artificiale îmbinate cu fire naturale, da? Deci gazonul de pe Național Arena așa este. Nu ne permiteam, vă dați seama, 450.000 de euro în condițiile în care noi am cheltuit până în 100.000 de euro pe tot ce a fost acolo, pe tot ce a fost acolo. Nu ne permiteam să plătim și gazonul. Și atunci am gândit, m-am rugat. Nu mai, deci nu-l mai pot lăsa, că stăm curente azi urechile, deci nu... Zici că îmi exorcizează timpanile. Uitați-vă voi în continuare, am scris 4.000, e suficientă cât am lăsat. Am vrut doar să auziți că au avut, cel puțin așa au zis el, în jur de 7.000 de batiste, că treile ar fi fost bucata, că au cheltuit aproximativ 100.000 de euro și dacă l-ar fi ținut buzunarul, plătea 450.000 de euro sau cât au zis că costa dacă închiria și stadionul, da? N-are rost. Deci nu, n-are rost. Dar spuneți-mi voi mie, oameni buni, că o fi obosit, că îs extrem. Mă, dar n-am cum să fiu atâta de dusă cu pluta încât să nu înțeleg cum ăsta se contrazice. Adică mai înainte era încrezător în el. Adică nu cum înainte, că oricum a spus prima dată și pe urmă zis cu saliva, dar tot el, același om, aceeași persoană, are așa de mare încredere în el. Oricum asta e o încredere bolnăvicioasă, asta înseamnă să te supraestimezi, adică asta e o boală, oameni buni. Nu zice nimeni să te subestimezi, că de multe ori e rău și când facem chestia asta să ne subestimăm, știi? Dar nu-i bine nici așa să... Să fim atât de exagerați, să credem noi că avem nu știu ce talente și că deținem nu știu ce duhuri, dar n-ai cum. Păi dacă el crede că poate, numai că acum mă repet ca o babă străcată, dacă el crede că poate vindeca prin precipitații, care precipitații le înseamnă salivă, saliva e pe gratis, ai băut apă, pac, te duci la o mare, stau oamenii la rând, nu trebuie să închiriezi nimic, nu trebuie să cheltui nimic, doar să se facă coada să fie. De ce o trebuie să duc acolo pe stadion? De ce? Pentru ce? 100.000 de euro? Oare, acum mă fac și eu că cred în Dumnezeu, nu, ca să pot să adresez întrebarea, dar dacă nu, întrebarea e pentru voi. Voi, cei care credeți în Dumnezeu, indiferent de religia voastră, credeți că e bucuros Dumnezeu? Sau că e mulțumit că s-a consumat? 100? Sau că s-au cheltuit 100.000 de euro pentru batistele lor? Pe batistele le putea arunca și pe balcon. Adică la ce chestii să mai închiriezi tu pe acolo? Ce cu 100.000 de euro? Mai mult de atâta și mai aberant e că s-au folosit de creștinii ortodoși care cei că se duc la biserică, la Sfânta Parascheva și nu știu cine, dar ei nu au procedat bine, știți? Metoda lor nu a fost ok, pentru că tu normal trebuie să ceri direct de la Domnul. Că ei au avut un intermediar, dar tu cu batistele tale n-ai fost oare un intermediar între ei și Dumnezeu, dacă ar fi să luăm așa după spusele tale. E același lucru. Că s-au dus creștini ortodoxi sau de ce religii ori fie, că s-au dus la Sfânta Parascheva, sau că s-au dus pe Muntele Atos, sau că nu știu mie,
sau că vin la tine, e același lucru. Toți reprezentați un intermediar între oamenii care vin la voi și Dumnezeu. Pentru că voi asta vreți să păreți, știți? Nu că ar avea oamenii nevoie de voi, că n-au nevoie de voi. Nu! Asta ce înseamnă? Că creștinii care se roagă acasă și sunt numai ei fără un pastor sau fără un diacon, fără un prezbiter, fără cineva cu funcție în biserică, fără un pop. Ce înseamnă că omul se roagă acasă și nu-i asculta de Dumnezeu că nu există un intermediar prezent acolo? Ce prostie asta! Oamenii care cred în Dumnezeu și urmează calea asta n-au nevoie tot timpul din intermediar. Nu au nevoie. Unii scrie în Biblie că trebuie să fie cineva acolo 24 de ore din 24. Mandatat ca Dumnezeu să asculte rugăciunile. Singurul intermediar de care eu știu, așa după înțelegerea mea și scriptural vorbind, e Iisus. El a fost și îi și o să fie până vine răpirea și până ajungeți în cer, singurul intermediar, calificat și mandatat, dacă vreți. Acum eu v-am spus, uit că s-a te, ca să pot să mă raportez vouă cum trebuie, pentru că voi sunteți creștini și eu vă respect. Eu nu cred nimic, adică nimic din ce spun acum eu nu cred, referitor la Biblie. Dar o spun pentru voi să înțelegeți. Măcar nu vă mai lăsați păcăliți și mințiți de oameni din ăștia, adică ăștia vă și ceardeți de bani. N-aveți cum să contribuiți așa. Eu, din câte am citit Biblia aia, că nu o cred eu, e partea a doua, asta e lupta mea, e treaba mea, e viața mea, da? Dar voi care ați citit-o, dacă nu puneți mâna și o citiți, o să vedeți. Iisus a venit pentru răscumpărarea păcatelor și bla, bla, bla. Păi dacă El a venit, atunci când a venit, El a murit și acum e sus, stăruiește la Tata pentru voi. Păi nu El e singurul intermediar, mandatat și calificat de Dumnezeu. Pentru ce? Adică El e prezent oricând. Așa după cum credeți voi, că El e prezent oricând. Lăsăm necredința mea deoparte. Păi dacă Dumnezeu mi-ar asculta, adică v-ar asculta vă rugăciunea când vă rugați acasă, sau poate vă rugați la serviciu, sau poate vă rugați pe drum, când conduceți, ce poți ruga în mai multe locuri, sau în diferite modalități, da? Păi, nu te ascultă Dumnezeu că nu-i pastorul acolo? Ba, te ascultă. Și atunci, de ce aveai nevoie de batistele alea? Mai mult de atâta, dacă te poate scuipa, la ce să mai strângi bani pe batiste? Și să închirești stadion. Mă, berbecuțule, te las că m-am rezistat, eu am crezut că poate fac mai puțin de 30 de minute, dar văd că tot mă lungesc. Eu îți transmit, Naomi Mureșan, poate auzi de mine, poate nu, nici că mă interesează. Eu, cea mai mare atenție pe pământul ăsta, îți transmit că până când și pe mine care s-a te mai bulversat și mi-a iritat urechile. Păi dacă eu mă sunt iritat, nici vreau să mă gândesc la creștinii care te urmăresc în mediul online. Că ea care s-a acolo și te aplaudă când tu ai spus că tu și cu precipitațiile tale poți să vindeci, îi rog pe toți cei care te aplauda să se ridice, să stai în șur și să-i flecbezi, să le dea câte o flecmă, știi? Voi nu mai ziceți pacea Domnului când vă întâlniți, voi vă dați câte o flecmă, asta să fie salutul vostru, fleu, să te vindec în numele Domnului. Că tu ai zis că de-aia mi-a rezolvat prin tramvai, ca să vindicați oameni, că pe unii vă puneți voi și pe unii treceți voi, Domnule, acolo, Duhul Iisus, voi sfințiți locul. Să te ferească, Sfânta Parascheva, să mă vezi pe undeva printr-un bus sau pe undeva pe asfalt întins să făcând flotări peste călebuț și să mă flegmesc. Că de mă flegmesc, îi dau în judecată, bă, băiatul meu, nu trebuie precipitațiile tale. Că tu poate o să zici, am fost îndemnat de Duhul, să te scuipă un pic, să te mângâi cu adiere de-a mea flegmativă și să simți așa adierea și mirosul, putarea gingilor mele, am vrut să te vindec. Că dacă faci din astea, te dau în judecată. Nu vreau nici măcar un por de-a tău să mă atingă, bă, băiatul. Câte boli să pot transmite prin salivă și tu vii și declar că tu poți să vindeci? De unde știm noi, în primul rând, că ești curat, mă? De unde știm? You never know. Și dacă ai fi ok, din punctul ăsta fizic de vedere, eu niciodată nu o să cred că saliva ta are putere de vindecare. Niciodată. Și oricum, eu nici nu-mi doresc, du-te, bă, de aici, că deja mă sunt bolnavă, numai uitându-mă și ascultându-te pe tine ce spui. Eu mă mir și mă șochez. Cum pot oamenii ăștia care se numesc creștini să te aplaude, să te urmărească, să stai acolo, să te asculte, să contribuie? Mă mir. Cât de bolnav a ajuns lumea.
Să creadă totuși că, ci, că tu poți vindeca prin salivă, dar în același timp să donează pentru, știi, închirierea stadionului. Nu știu, mi se pare de o aberație. Ești, bă, băiatul, du-te, te rog frumos, în primul rând și fă-ți un test la sânge să vezi cât e, ce se înșură pe acolo. Și după aia, dacă duci doruri de pupătuși, de precipitați și așa, ia clănțele la rând și pupă-le, mă, lasă tu publicul în pace, mă. Sau dacă nu, salută-ți aia care te-au aplaudat în biserică, când intră în biserică și când ies, dă-le câte un salut așa de cu flecmă, știi? Că tu-i vindeci. Tu-i vindeci cu saliva ta. O mai mare porcărie, nici că s-a putut vedea în România aia. Nici că s-a putut. Și când ai vezi că oamenii te și susțin, mă îngrozesc. N-are rost. N-are rost. Cum altcumva o putut să fie votată religia ca materie opțională la bacalaureat? Cum altcumva decât cu influența voastră și manipularea voastră? De ce? Că n-ați mai știu cum să faceți, să prindeți oamenii, să-i robiți, să-i mințiți, să-i sclăviți, să-i indoctrinați. Și mai rău de ei că se lasă manipulați voi. Mai rău de ei. Hai, sifon care ești. Să te mă de, bă, du-te, nu, că trebuie să închid când vine să te fac, nu vrei să știi. Dacă vrei, vindecare, hai la mine că te exorcizez. Eu te bag sub halat și fără flegmă, că nu consum eu saliva pe tine. Te exorcizez, știi cum? Hai la revedere, că nu m-a blascodoveni vine să zic. V-am lăsat, oameni buni, ascultați-vă dacă vreți tot programul lui, pe mine una deja m-a lăsat rece. La revedere!